Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul episod din Hero Loadout. De data aceasta vreau să readuc această serie pe canal pentru că vreau să aveți voi cele mai bune sau foarte bune loadout-uri pentru misiuni, MSK, orice, dungeon, tot ce se poate. Și vreau să începem prima dată cu cel mai bun Hero Loadout pentru soldat, pentru MSK, pentru că cel mai important dintre toate pe care o să le avem sau unul dintre cele mai importante, să spunem așa. Acest loadout este unul de cele mai bune folosite în momentul actual de foarte multe persoane, așa că puteți să-l faceți și voi. Exact, dacă n-aveți anumiți eroi din acest loadout sau în general, puteți doar să îl schimbați eroii, chiar dacă nu este necesar și dacă nu-l aveți exact cum trebuie, este pur și simplu nu atât de bun pe cum ar trebui. Puteți să-l schimbați cu healing-uri, cu abilități, ceva să vă îmbunătățească pe total loadout-ul. Dar acum o să începem și eu o să începem cu eroul principal de care chiar aveți nevoie. Special Forces Banshee. Neapărat aveți nevoie de worker-ul acestui erou pentru că vă dă 25.5% mai mult weapon damage și 25.5% mai mult movement speed. Sunteți în spate la horn și vreți să mergeți mai repede, dați worker-ul, dați și mai mult damage, deci acest erou este necesar ca erou principal. Puteți să-l găsiți în collection book, la loadout-ul, la hero normal. La hero, soldat, îl găsiți acolo. După, pentru MSK aveți nevoie de totally rocking out ca timper. Asta este necesar pentru că vă crește critical rating-ul pentru 8 secunde și vă dă și puțină viață, chiar dacă viața e irelevantă, dar cel mai mult vă dă acel critical rating. Și de ce vă trebuie? Și vă trebuie 2 eroi pentru a activa acest perk. Și de ce vă trebuie? Imediat o să vă explic. De data aceasta avem ca erou pentru a activa, din moment ce niciun alt erou nu funcționează, deci dacă încercăm să-l schimbăm cu pentru tot rocking out, ăsta nu vă ajută deloc pentru că trebuie să omorâți zombie și voi nu trebuie să vă ocupați de zombie în MSK. Ăsta e pentru doar pentru axuri acest erou Danish Junior și Battle Beat, să faceți toți eliminări împreună cu acest erou care se cheamă Vark City. Nu vă trebuie niciunul din ăștia și nici asta nu vă trebuie. Aici tot trebuie să faci eliminări cu kill-uri, dar cu heavy attack de la mill-uri. Dar măcar acest constructor are cea mai multă viață și voi în loc, dacă să zicem că schimbăm acum, avem 411.000 viață, 153 scut, dacă îl schimbăm avem mai puțină viață. Deci cel mai bine îl pui constructorul dacă l-ai, dacă nu orice e bun. Dacă n-ai constructorul, pui orice că orice e bun. Dar constructorul vă dă mai multă viață și per total vă ajută mai mult. Și după, ăsta este necesar în acest build. Main Stage Queen este necesar pentru că tu atunci când ești în cușcă sau afară la casă trebuie să dai metal și ai o șansă de 32% să pice sub ufăre. Este necesar pentru rocking out și îți crește și damage-ul și attack speed-ul pentru hornul la MSK. Acesta este necesar din cauza că aveți ufărele, le mâncați că sunteți la horn și dați mai mult criticală. Și vă zic imediat de ce. Pentru că dacă vă duceți fix aici unde trebuie, dacă vă duceți la, după aceste două, da? Așa, deci lăsăm până acum și după al treilea erou din support team este Launcher Damage. Plus 17% de la Demolish Pen. Asta am găsit la, în collection book la Extension People și acolo la, nici nu mai știu la ce se numește. Am găsit în collection book la Shadow Ops Hero, ceva de genul, în fine. E 17% mai mult damage cu lansatorul pentru pot shot sau pentru lansatorul mitic. Asta e un pic necesar pentru a da mai mult damage per total. Și după critical rating, hardware critical rating 17%. Imediat o să vă spun ce face acest lucru, dar mai întâi să trecem la ultimul. Ultimul este Bomb Suit de la Bomb Squad Kyle pentru armură. 22% armură, să muriți mult mai greu. Asta este ok, deci nu există nimic altceva, dar este foarte bun. Avem încă un ăsta, îl avem. Îl facem și acum de 144, foarte bine. Acesta este un nou, să zicem, necesar pentru a nu muri, a muri cât mai greu. Armura aceasta chiar vă ajută să supraviețuiți mai mult în MSK, să nu muriți ca soldat, pentru că treaba voastră ca soldat este să supraviețuiți, să vă duceți la horn și să dați în cristale, cam asta e tot. Imediat, acesta hard crit rating de la Guardian Bull vă trebuie 17, nu-i 17%, 17%, asta nu știu ce înseamnă, dar pentru că voi pentru mână vă duceți la armură, la schematics, la mână, vă trebuie fix această mână. Crit damage, crit damage, psychical and plus 44% damage, attack speed și crit damage. Tu ai 3 crit damage, dar o grămadă de damage, dar dacă ai acel erou, ai 39% critical hit chance. E foarte, foarte mult, chiar dacă nu ai exact ce trebuie. Chiar dacă nu ai critical rating pe armă, ai crit damage foarte, foarte mult, plus ufărul, plus 39% critical, ai vreo 50%. Deci merită foarte mult și eroul necesar pentru crit rating e necesar. Această mână vă trebuie.
cu aceste părcuri la MSK. Continuăm cu Hero loadout-ul care este Bomb Squad Kyle, am spus de ce. Toți ăștia sunt necesari, mai puțin să zicem Bomb Squad Kyle și prim erou. Restul puteți să-l înlocuiți cu alte lucruri care v-ar ajuta. Dar aici la Gadget, Adrenalinul este necesar pentru MSK. Fie că l-ai la max, fie că l-ai la 5, la level 4, 3, nu contează, măcar să-l ai acolo. De la level 5 și 6, dacă nu mă înșel, poți să dai revive cu echipierul și vă trebuie neapărat Adrenalinul. Și turetele la Gadget poți să pui orice. Bine, nu chiar orice, adică teleportul nu te ajută, supplier-ul nu te ajută, banner-ul nu te ajută, extract-ul, să zicem că dai mai mulți în zombie, să zicem dacă vrei în loc de drone, extract-ul. Slowfield-ul te ajută la un mini boss maxim, proximitate mai te ajută tot așa să pui pentru zombie. Una din ăștia, 3 sau 4 drona, dar cel mai mult drona este folosită pentru a pune acolo în orice caz. Acesta este loadout-ul pentru MSK, fix acesta, Special Fortress Banshee. Erou principal, după tot în rau Team Perk, Support Team, acești 5 eroi, acesta este loadout-ul necesar pentru MSK soldați. Succes în continuare, sper că ați înțeles, sper că știți de ce ăștia ați folosiți, ăsta e cel mai bun momentan, sau dacă voi aveți alte păreri, scrieți-mi în comentarii de ce alt rol merită în afară de ăsta, sau de ce Bomb Squad Kyle aici când poți pui altceva, etc. etc. Dar da, în loc de Bomb Squad Kyle, poți să pui, să zicem, unde acel Hardware Damage by 17%. De ce în loc de Hardware Damage ai Bomb Squad Kyle? Pentru că damage-ul, chiar dacă are o limită damage-ul, și să zicem că poate dă un pic mai mult, dar degeaba ai mai mult damage dacă tu n-ajungi la horn. Este necesar mai mult să supraviețuiești decât să dai mai mult damage. Dacă tu știi că supraviețuiești și chiar vrei să dai mai mult damage, poți să pui și hardware damage. Dar momentan este Bomb Squad Kyle pentru a nu muri în orice caz. Dar poți să-l schimbi. Dacă tu dorești neapărat, poți să pui attack, acted, attacks cu 17%. Dar mai bine să supraviețuiești pentru că deja e foarte, foarte mult damage la MSK. Succes în continuare și ne vedem data viitoare la următoarea episod din Hero Loadouts.